Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De mai bine de o lună, Nadejda Radu, din satul Grozești, Nisporeni, este țintuită la pat. Ea spune că necazurile au venit peste ea după ce a fost agresată de un consătean. Nu știu, chiar la o casă care trăiește tot mine. Ei, și durere. Și când am văzut, faci... Zic, Doamne, zic, ce mai că m-a avut cu obicea sânge, sânge curat. Nu! Femeia de 39 de ani zice că în urma bătăii s-a ales cu multiple traume, dar cel mai grav este că a rămas cu un rinichi distrus, care nu va mai putea fi tratat. E greu, mă, e la mine rărâncă, e farmatul, e bucăț. Eu nu pot, nici nu mă pot scula, la mine și arme nu mă scula. Acum, Nadejda, practic, nu mai poate avea grijă de fiica sa de 9 ani. Eu plâng. E ca când îți duce la școală, șed, așa, eu plâng. Și eu tot vreau să o văd. În timp ce femeia zace la pat, cel care i-ar fi provocat toate traumele se plimbă în libertate. Nadejda se plânge că polițiștii l-au lăsat nepedepsit. L-am dat la miliție de câteva ore. Eu n-am iert. La rândul lui, consăteanul acuzat de femeie prezintă altfel cele întâmplate. Vreau bani, nu înțeleg, dar n-am stat. De la ce a pornit conflictul între cei doi? Ce l-ar face pe bărbat să-și verse nervii pe vecină? Cum își amintesc martorii incidentul? Ce măsuri au luat polițiștii pentru a-l pedepsi pe vinovat? Și ce au făcut autoritățile ca să o ajute pe Nadejda? Aflați în ediția de astăzi. Sora Nadejdei, Ludmila, încearcă să o ajute în această situație grea. Totodată ea vrea să-l vadă pedepsit pe cel care i-a provocat Nadejdei atâta suferință. Însă nu știe ce să facă pentru asta. Haideți să o ascultăm. Ludmila, te așteptăm în platou. Spune-mi, te rog, cum se simte acum, Nadejda? Tot din și în și merge mereu, se agravează boala și nu știu ce să fac cu dânsa. Unde a fost cu dânsa la medic, toți mă refuză, adică nu mă lămuresc. Dar zi-mi, te rog, ce spun medicii? Tu zici că nu te lămuresc. Mi-a spus că adică, e fermator rinichi și adică la Nisporeni o stat internată, dar în cauza la bani, prima 5 zile o stat, trebuie să achităm 5.600. 60 zile, îmi cer scuze. Pentru mi-am procurat polița, iar am dus-o la spital. După asta, o ținut-o 4 zile. Și m-am dus la dânsa, zic, să-i duc de mâncare, să-i duc pampers. Și am vorbit cu medicul care zic, spuneți-mi, vă rog, cu starea lui Nadia, cu ce e. Și a început medicul ăla să țipe la mine. Zic, domnule, zic, pentru ce țipați la mine? Zic, eu m-am venit să vă întreb normal. Și zic, dacă și ne-a zis să ies afară. Zic, dacă e treaba de așa că ies afară, zic, eu ies și zic, pun mâna pe telefon, sunt la linie fierbinte. După asta a ieșit doctoreasa și eu zic, bine, des să te lămuresc. Zic, nu. Dar de ce a început să țipe, că nu mai înțeleg? E așa, dintr-un motiv, că adică și ei îți dători, te zbețești, ne îngrozești, e... Așa a zis? Da. Și după... Dacă vrei, poți să ne spui acum și numele acestui medic. N-al știu. Că nici n-am reținut numele. Nu, n-am luat chiar tot în considerații. Mie îmi pare rău pentru că în sistemul nostru medical există astfel de cadre. Și după asta mi s-a dat îndreptare, am zis că e a doua zi, trebuie să pleci la uziu, că nu, ce-o depins de dânsa, adică i s-a acordat restul, rămâne, adică Chișinău. Dar totuși, care este diagnoza? Tu zici că rinichiul este fermat. Rinichiul este fermat și trebuie scos, trebuie operat. Trebuie înlăturat? Da. Nu mai poate fi salvat? Nu. Asta ceea ce știi de la medici, da, foarte da, clar. Da. Și nu știu, ori pe 25 suntem programați la un consultație, să vedem, adică și să hotărască și poate să fac. Și... Haideți să vedem în ce stare au găsit-o colegii mei pe Nadejda atunci când au vizitat-o acasă. Atenție la ecran. Nadejda Radu nu crede că se va putea pune vreodată pe picioare. Femeia de 39 de ani se plânge că după ce consăteanul ei i-a bătut-o, ea a rămas practic invalidă. Ei, și durere. Ia sănătatea mea, nu mă dă nimic, că nu. Păi am o fetiță de 9 ani. Femeia povestește că, din cauza loviturilor, rinichiul stâng i-a fost distrus. La ultima consultație, medicii i-au dat un verdict crunt. Mă, ea la mine rămâne, că e formatul, e bucăț.
El e format de tot. Îi întreb bani că se născut, că altfel. El îți putrezește acolo și... Femeia spune că zile la rând nu a putut mânca nimic. Ca urmare a slăbit cu 20 de kilograme în doar o lună. S-a început să slăghi. Dacă pierdut sunt tățâni. Acum Nadejdea nu-și mai poate controla picioarele. Chiar și pentru a se scula din pat, ea are nevoie de ajutor. Nici nu mă pot scula. La mine picioarele nu mă scula. Dacă nu-i sormă, ce-i faci? Nu știu. Stai și m-am cazier. Ludmila, știm că Nadejdea are o fetiță de 9 ani. Acum, în situația în care nici măcar nu se poate scula nu din pat, nimic, cum o îngrijește? Dacă n-ai fie eu lângă dâns și nu știu ce ori faci, că n-au chiar practic nici și mânca, nici și pune pe foc. Și... Deci ea practic nu poate să facă nimic, pentru copil. Nimic. Nici să-i gătească de mâncare, nici să-i spele, nici să-i... Doar din ceea ce poți face tu. Da. Spune-mi, te rog, de ce nu o poți lua pe fetiță la tine? Fetița eu, nu, dar cât o stat la, când mama a venit acasă, eu preferat seara să doarmă cu mama. Plângea, adică că-i dor de mama, dar ziua vine la mine și de... Ce e atașată de mânică? Da, plângea chiar că, zic, că vrea mă rep de mama să vii lângă dânsă. Nu vrea să stea cu la tine permanent? Mă dat seama, știți cum, eu sunt mătușă, ei bună, răi, mamă. Oricum că... Dar până azi se întâmpla această situație, Nadejdea era o mânică bună? E mai o greșit în viața ei, a multe, adică mai fășie și e, mai servie, mai... Dar, de fapt, întotdeauna, cât... asta e o perioadă când a născut, o 3 ani, practic, avea... n-avea probleme de sănătate. Pe urmă s-a îmbolnăvit și a început să mai consumi, o cunoscut un concubin și consumau cam amândoi. Eu întrebam, zic, deși Nadia, zic, e ca așa, deci că ei, o zic, pe mine tăți mă hulesc, așa în sat, adică nu stimată, nu s-a stea. Și început. Dar așa e atent cu fetița, adică are grijă de dânsa că uneori primeu o capică de undeva, e ceea ca pentru... Întotdeauna-i cumpăra haine, adică fata este îngrijită. Ca o mamă la școală? Poate. Da, merge la școală. Aveți grijă ca să nu piardă orele? Da, da. De studii? Da? Învață? În ce clasă este? Clasa 3. Clasa 3. Da. Și are și succese? Cum da, fata e foarte dezvoltată, e foarte deșteaptă. Dar spune-mi, te rog, eu, din ceea ce am văzut chiar câteva cadre până acum, trăiesc foarte greu. Foarte greu, într-o situație foarte greu. Copilul are măcar cu ce să se îmbrace la școală, să se încalțe? Uite, acum e foarte frig afară. Nu, copilul este, adică îmbrăcat amuian, adică... De unde se iau? Eu mai dat de prin învățătoarea, chiar eu cumpărat. Deci niște ajutoare? Da, da. Profesoara i-a cumpărat? Da, profesoarea, care după, după masă face lecții udăgător. Și i-a cumpărat o perete de cizme, adică... Chiar o ia ajută. Din salariul ei de da, profesoară? Da, chiar și lapte, îi aduci și brânză. Adică eu, nu știu, doamna Geta, eu îi mulțumesc dacă e tot sufletul. Da, te rog să ne spui și numele ei, Geta și mai cum. Nu știu prea, practic, eu nu prea am trăit în sat și nu prea cunosc multă lume. Am 5-6 ani de când trăiesc în Cozumel. Oricum, doamna Geta, sănătate și din partea noastră. Felicitări și jos pălărie. Hai să vedem în ce condiții își duce traiul sora ta. Casa Nadejdei Radu este amplasată în centrul satului. Femeia a primit locuința de la autorități în urmă cu 4 ani și își duce traiul împreună cu fiica și tatăl ei. Am ajuns acasă la Nadejdea pe la ora 11 ziua. Femeia ne-a spus că încă nu a reușit să mănânce nimic. Ce să fac? Două kilograme de făină și câțiva cartofi, acestea sunt toate rezervele din gospodărie. Nadejdea spune că trebuie să facă economie drastică la produse ca să-i ajungă până la sfârșitul lunii. Îmi face Luda mâncare, mi-a dus și nouă. Au niște cășuri, două pachete de cășuri, ca pot să le arăt. În practic n-au nimic și o sticlă de ulei, ia că și eu. Chiar dacă afară a venit gerul cel mare și a nins de curând, în casa Nadejdei soba era rece. Nu ține lemne și nu prea avem lemne. Dacă ne ține, mă spune pe foc și nu iau lemne. Iarna mai înainte. Familia se întreține doar din pensia tatălui femeii de 1000 de lei. Acești bani abia le ajung pentru plata serviciilor comunale și câteva medicamente. Nadejdea recunoaște că supraviețuiește doar datorită surorii sale, care le aduce mâncare și are grijă de fetiță. Când am pe nimeni afară de dânsă.
Mai am și eu problemele mele, dar rămâne fata, că fata vine de la școală, vine și o hrănesc. În primul rând, vreau să mă adresez medicilor, care cred că au și ei surori, frați, părinți și trebuie să se gândească și la familia aceasta care suferă enorm. Vă zic cinstit, mă doare sufletul. Aș putea și eu cu ceva să vă ajut dacă o să vorbim după emisiune. Sigur. Mulțumim. Este foarte trist în veacul 21, în centrul Europei, familii întregi, nu este pentru prima dată și știu că nu este pentru ultima dată, când în plin sens al cuvântului mor de foame și de frig. Veacul 21, sunt autorități locale și este asistență socială care nu lucrează în Republica Moldova, care nu există ca comportament social și ca un ajutor absolut necesar în fiecare dintre aceste familii. Apropo, Cornelia, mersi frumos că ai pomenit despre autorități. Am vrut să vă întreb, Ludmila, autoritățile locale o ajută cumva pe Nadejda în această situație? Acum, la moment, ea nu a primit nimic. Când după ce cu căzut ea a fost bătută, practic, eu am fost și am insistat, adică la asistența socială, zic că eu tot am problemele mele, zic că gândiți-vă că este o fetiță, în primul rând, fetița trebuie hrănită, trebuie, păi, a să vii și a să facem. Zic, bine, eu vin. Când vin? Mi-a spus vineri, când m-am dus la primărie, mi s-a spus că adică ar de plătit tatăl meu impozit pe pământ, 400 de lei. Dacă nu s-a achită impozitul, adică nu îi se face ajutor social. Și a rămas pe parcurs, adică nu i s-a făcut. Tatăl nu a putut plăti impozitul pentru că are o pensie de 1000 de lei? Da, are 1000 de lei și ies 3 suflete și... Și cu asta s-a terminat? Și cu asta s-a terminat. Noua asistentă socială din sat ne-a comunicat că situația Nadejdei Radu și a fiicei ei de 9 ani se monitorizează permanent. Ce se mai face pe lângă asta? Vom auzi imediat. Atenție la ecran. Ieri am vizitat-o. Era, ca de obicei, dezordine. Este te-am pat, mâncare avea, călduț cât de cât era. Trebuie să fie făcut și sara focul. Dar jos, murdar. I-am tras atenția, fără nici o rușine, că ea nu poate, nu poate, dar cine să-i facă? M-a sumat cu ori foarte des uneori și zi la zi, zi la zi. Nu era responsabil și trăgem atenția de fiecare dată că e folos tău și noi nu vrem ție rău. Și din cauza că n-avea colț, era întrerupt ajutorul social din cauza, v-am zis, la birja muncii nu s-a prezentat. Ea a fost, din spusele ei, a fost bătută de un cetățean din sat, care nu recunoaște, noi nu știm precis care sunt motivele, cum s-a întâmplat, și-a bătut-o într-așa fel că i-a distrus ceva cu rinii, nu știu. Încă n-am discutat cu direcția asistență socială și sumă iar putea aloca pentru sportul monetar 6.000. Aha, dar nu este o sumă concretă în care eu pot să vă spun. Aș vrea să spun că ajutorul social nu este condiționat de achitarea taxelor locale. Deci, indiferent oare persoana a plătit aceste taxe sau oare datorie, ajutorul social trebuie să fie acordat. Asta e prima și trebuie de depus o cerere, dacă ei au spus așa oral, deci trebuie de depus cerere în scris și apoi de văzut ce fel de răspuns primăria va acorda. Uitați-vă că această persoană a fost bătută din spusele Nadejdei. Dar nimeni nu a fost pedepsit pentru bătaia pe care a primit-o această doamnă. De aici vedem că și în raport cu persoana care a fost bătută de soartă, nici legea nu lucrează ca să o protejeze. Că dacă s-ar fi intentat vreun dosar în raport cu persoana care a bătut-o, atunci persoana respectivă ar purta toată răspunderea și consecințele pentru sănătatea acestei persoane, a lui Nadejda. Dar dacă nu s-a demonstrat vinovăția acestui vecin, atunci se presupune că Nadejda, mai departe, o să-și poarte de grijă de sine stătător. Însă la joc este copilul. Este un copil care e ager, sănătoasă
Și dacă noi, societatea, rudele, autoritățile publice locale, nu vom face tot posibil ca acest copil să aibă o altă soartă decât soarta mamei, s-ar putea ulterior pe aceeași treaptă să margă și fiica. Uitați-vă cum a declarat medicul. Ce eu am stratez toți bețivii din Crozești, uitați-vă cu cât răceală în suflet, cu câtă discriminare, cu câtă, știți așa, inuman a răspuns la o persoană care s-a adresat către ajutor. Și ultimul, uitați-vă că persoana respectivă nu avea poliză de asigurare. Inițial s-a tratat, câți bani a cheltuit dumneavoastră? 5.000 de lei ați cheltuit pentru a-i trata această boală legată de rinichi, așa am înțeles. Uitați-vă. Însă, ulterior a fost obligată să-și cumpere poliță de asigurare, ca în baza poliției de asigurare să o internăm în spital 4 zile, însă medicii o tratează ca o persoană de sortul 3, 4, 5, parcă n-aș fi plătit poliță de asigurare. Și uitați, este o problemă complexă în care noi ne-am pomenit și dacă noi nu vom pune problema radicală, că fiecare din noi care avem anumite obligații la servici, nu vom executa în tocmai aceste obligații și vom trata oamenii pe criterii că e bogat înseamnă că e bine, că e sărac înseamnă că nu tratăm, adică lăsăm să moară, atunci această societate nu are viitor. Cum vi s-a părut răspunsul asistentului social din sat? Atribuțiile funcționale unui asistent social implică mult mai mult decât monitorizarea curățeniei sau murdăriei din casă. Deci nu este igienist și nu ține de atribuțiile ei funcționale să vină cu o inspecție. Deci asistentul social are absolut alte atribuții funcționale care ține de asigurarea unei vieți normale minime. Și situația când pur și simplu se discută și se vorbește că este curat sau murdar, eu vin cu întrebarea, dar ce ai făcut pentru ca să fie altfel? Că de fapt este rolul tău de a veni și a interveni și acolo unde este lipsă de mâncare, și acolo unde este lipsă de căldură, și acolo unde este lipsă de medicamente, și acolo unde ar fi trebuit să fie un ajutor bănesc. Nu dar se propune nimic. Dar de cât timp, Nadejda, stă țintuită la pat? A fost pe data de 22 decembrie bătută de un sătean, Petru Nichifor. Așa, a trecut mai mult de o lună. Sunt de atunci. Aproape două luni, da, practic, aveți dreptate. De atunci, asistenta socială, de câte ori a fost la Nadejda? De 3 ori. Așa, și ea nu a văzut că femeia nu are cum să facă curat în casă atâta timp cât starea nu-i permite nici măcar să se scoale? Ziceai mai devreme, Ludmila, că îi cumperi scutece. Da. Pentru că ea nu se poate deplasa nici măcar până la baie. Atunci despre cum vorbim noi? Asistentul știa despre starea de sănătate pe care o are acum la moment? Da, ziceți știa. Că de 3 ori știa, a vizitat-o. Da. Ceea ce mi s-a părut încă straniu, că în toată discuția aceasta nu a pomenit odată despre copil. Deci bine, Nadejda, că a băut, că nu a fost curat până acum în casă, dar despre copil. Ce spune ea? Ea-și bate capul? Ea știu, copilul este la mine și adică eu răspund de tot. Și s-o spăla pe tot, pe mâini și asistent. Și asistența socială tot mă întreba, dar cum se simte? Adică eu am să vin, că ea că eu, zic, Virginica, zic, eu am și eu amele probleme, eu tot am patru copii. Patru copii? Da. Și sunt și eu divorțată și... Singur îți crești patru copii? Da, singur mi cresc patru copii. Bravo! Multă putere, Ludmila, și în continuare. Și pe al sora, și pe tatăl țin, și pe sora o țin, pe toți, adică îi țin pe toți. Zi-mi, te rog, Ludmila, tu spui că toate necazurile Nadejdei au pornit din momentul în care a fost bătută. Să-mi spui, te rog, cine a bătut-o? Cum s-a întâmplat? După spusele lui tată și a ei, a fost bătut pe data de 22 decembrie. Ei n-avea lemne și trăie cu schinare. Și avea un... Casa la bunei este Petre Nichifor, stăpân, adică păzăște. Dar tu îl știi pe acest om? Da, desigur, îl știu, da. Dar au avut conflicte până atunci? A mai fost bătut. Tot de el? Tot de el a fost de 2 ori la magazin, sara. Tot așa a ieșit și a bătut-o cu picioarele. Cu picioarele? Da. De ce? Ce motive are bărbatul ăsta să o bată pe soră? Eu nu știu ce are el cu dânsa. Nu, dar ce presupui? Bănuiesc că... Zic, el are și eu decât adică să n-aibă și căuta la casa bunicii. Că adică el acolo e stăpân și n-au și căuta acolo. Și-o numit-o cu diferite vorbe murdare.
Astăzi discutăm despre situația grea în care a ajuns Nadejda Radu din Grozești, Nisporeni. La ei 39 de ani, femeia zace la pat și nu-și poate îngriji fiică de 9 ani. Femeia afirmă că necazurile au dat peste ea după ce un consătean a bătut-o nemilos. Tatăl femeii, Ion Radu, a fost martorul actului de violență, însă nu și-a putut scoate fiica din mâinile agresorului. El a venit astăzi în platoul nostru să ne povestească de la ce a pornit conflictul. Să-l întâmpinăm! Spuneți-ne, vă rog, domnule Ion, de la ce a pornit acel conflict între ei? Eu... De ce nu știu? Un om acolo, mă lasă la un varim de o căruță, de lemn. Și omul ăsta nu era acasă. Și am văzut la casa părintească la mine, la mama mea, stai, am văzut, poate, el a dat un răschis. E, s-o luăm acolo, s-o strede. S-o strede. La muge, și am zis că, poate i-a dat schis. Cu hrustele deschise acolo. Și el a luat-o de cap și a luat-o, bă, dai. La mă, el a zis că... I-am spus, ai, stai camul și... ies. El a zis că era la un grar. Eu nu pun la unul până acolo, nu l-am ochi în mână. La aici, când a ieșit la colț, a luat o stachet, și m-a că-și dat pe cant, dar nici n-am observat. A luat-o de cap și a zis, eu de la șior, și-o și ca jos. Păi i-a dat pe cant, spune să o rup, tracheta. Dar măcar ați strigat la el, oprește-te, sau i-ați spus ceva sau vă era frică? S-o stia de acolo, o trec pe mâșuri, ajunge, nu mai dau, că și-o umor. Și cum a scăpat până la urmă, Nadejda? Cum s-a potolit bătaia? Nu s-a potolit, cum s-a potolit? El a bătut-o până nu a obosit el? Da, de-a mai când eu o scriau, și-ai bată de sânge. Și-o lepădat-o, s-o fugit. În scurt timp vom auzi cum își justifică fapta bărbatul care ar fi agresat-o pe Nadejda. Dar mai întâi să-l auzim pe Grigori Cozari, cel la care s-a adăpostit Nadejda după bătaie. Atenție la ecran. A lăsat un om la mine acasă să-mi fac foc și eu m-am dus la... Tot la unul mai aici, la Mahala. M-am dus când am venit acasă, când mă uit, scoi cole, dar și cază e dimineața la mine în pat aici. Când mă uit, el spunea că m-a bătut pe treabă. Dar e când am venit, a sunat la miliție. Mi-a spus omul și-a luat, scos suna la miliție. Dar i-am spus, dă-te jos de pat, crezi că mă faci masă. S-a învărit cu prietelor și prietelor, s-a dus așa la loc. Tot nu masă, că la dânsă. S-a venit scoară și să iei la bolniță și m-au s-a controlat doctorul și a dat și o injecție. Avea niște vânătăi pe... aici, pe schinar. Dar vânătăi bune. Și pe urmă a venit ăsta, Petre, ăsta la mine. Și a zis, ce număr ai la telefon? Zic, chiar ai ce număr? Tu ai sunat la miliție, n-am sunat eu. Și a zis, de eu zic, dar ce bătut? Dar a zis, că o cu vârbuț am bătut. Că a venit cu cuțetul să mă taie. Domnule Radu, chiar a venit Nadejda cu cuțitul la Petre? Nu, să smișu. Ce spus el, să smișu. Nu întâmplător am spus anterior că uitați-vă poliția, persoana agresată, nu contează. A consumat băuturi alcoolice, nu a consumat. Pentru aceasta noi polim poliția ca să investigheze cazul respectiv. Este martor unde a fost adăpostită pe Nadejda. A fost urgența la mijloc. Este băltoaca de sânge. Sunt vânătăi. Toate acestea induc la ideea că trebuia să fie intentat un dosar, să fie stabilită expertiza medico-legală, să vadă gravitatea leziunilor corporale și independență de aceasta, de acum se intenteze dosar penal. Din acest punct de vedere, am impresia că poliția a dat dovadă de părtinire în raport cu această persoană și nu a investigat cazul până la capăt. Sau poate greșesc. Sau poate cazul se investigează. Eu vreau să cred în asta, că acest caz nu a fost încetat și persoana agresor va fi pedepsită pentru agresiunea față de Nadejda. Lua ștacheta, m-a luat de aici, de aici și a venit de numai aici. Mi-a luat cu cioroș și m-a învinețit tot. El l-a rărunt mă pe lemnă.
Aici e amenințare cu moartea. E amenințare directă. Așa e simplu, să luați și spuneți, uite-te, scrie așa și așa și așa, mai la direct. Dintr-o să sânge, curge. Spune-mi, te rog, cum se simte acum, Nadejda? Tot din șin și merge mai rău, se agravează boala. Știm că Nadejda are o fetiță de 9 ani. Acum, în situația în care nici măcar nu se poate scula din pat, cum o îngrijește? Nu poate nimic, nici suhrănească. Dacă n-ai fie eu lângă dâns și nu știu ce-or face, că n-au chiar practic nici și mânca, nici și pune pe foc. Autoritățile locale o ajută cumva pe Nadejda în această situație? Nu, acum, la moment, ea nu a primit nimic. A mai fost bătut. Tot de el? Tot de el a fost de două ori la magazin, seara. Tot așa a ieșit și a bătut-o cu picioarele. Ce presupui? Bănuiesc că... Zic, el are și eu, adică să n-aibă și căuta la casa bunicii. Adică el acolo e stăpân și n-au și căuta acolo. Și-a numit-o cu diferite vorbe murdare. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Nadejda Radu din satul Grozești, Nisporeni. Femeia se plânge că un consătean a bătut-o crunt, iar de atunci ea zace la pat și nici nu poate purta de grijă fiicei sale de 9 ani. Cele două trăiesc din pensia mizeră a tatălui femeii și din mila surorii ei. Astăzi, Nadejda a venit în platoul nostru ca să-și ceară dreptate. Ea vrea ca cel care a nenorocit-o să fie pedepsit. Haideți să o întâmpinăm! Bună seara, bine ai venit la noi. Știu că a fost un enorm efort din partea ta și mă bucur foarte mult că totuși astăzi ai ajuns aici. Să știi că îți apreciem acest efort. Spune-ne, te rog, e adevărat că tu l-ai fi amenințat pe acest Petrea cu cuțitul atunci când s-a început bătaia? Nu, drept. Eu am fost la sora mea și înainte de asta am tăiat niște păsări. Și sora mea m-a chemat pe mine, îți când a devenit și ți-ai cuțit cu noi și faci mâncare. Și eu m-am dus și acolo alături trei bunica mea. Și era ușa deschisă. Și m-am dus la dânsul, el rănea acolo la vaci, la șirene. Dar de ce te-ai dus la dânsul când ai văzut că ușile sunt deschise la casa bunicii tale? Să spun, poate a intrat cineva. Aha. Poate a intrat cineva și zic, poate să nu zic că noi am intrat. Că și așa din noi s-a ninat că noi am furat din casă. Și el a ieșit din urmă și a luat ștacheta, a rupt-o. Dar tu ce i-ai zis? Tu l-ai provocat? Eu nu i-am spus nic. El a zis că du-te înainte că eu vin. Și el din urmă m-a luat de aici și a pune dădea numai aici. Și îmi dădea numai cu ștacheta, nu așa, dar dădea numai așa. Și eu îi spun numai dacă mă doare. Și când a văzut că-i sânge, mi s-a început scurgeri mari. Și când a văzut el asta... Dar de unde curgea sânge? Că nu înțeleg, că îți dădea în spate și... El l-a rărunt mă pe lenumă. Și tădea cu ștacheta cum pute. Și i-am zis că nu mai da. Și cuțit ochii ca de la mine din buzunari. De la mine din buzunari, că eu l-aveam la deci mine. Deci tu nu l-ai scos? Eu nu l-am scos deloc. Și ochii ca de la mine din buzunari și el o loc ca să spui la miliție că eu m-am dus la dânsul și adică am intrat în casă cu cuțitul. Dar asta nu-i mic, nu-i drept nică. Și cum s-a oprit să te bată? Și o lupt ștacheta și tatmiu știe și o văzut și el. De față cu tatmiu mă bătea. Și tatmiu nu putea să se aproche de mine. Că el vedea că dădea și el zicea, nu mai dacă mă doare. Nu mai dacă mă doare, el cum dădea. Și când am să duc, el s-a dus. Și când asta m-a venit odată. Și când a văzut că e sânge, când a buhnit, sânge curat. Și eu m-am luat și m-am tărit pe la un stâlp. Dar la un stâlp m-am tărit la un om. Zic, n-a să ajung acasă. Zic, n-a să ajung. Și el a luat și a stupat sânge, că eu am văzut. El a stupat. Ca să nu, adică să nu vadă miliția. Și m-am tărit cum m-am tărit, m-am întâlnit pe omul, omul șnejil.
Doamne, zic, măcar să ajung unii să mă pun să, să mă odihnesc. M-am dus la un mușeală deci și... Deci n-ai avut puteri să ajungi la tine acasă, curge, da? Deci... Curge mult. Și m-am dus la un mușeală, am ajuns cum am ajuns, omul m-a prânit, deci m-a întrebat, ce vezi? M-am zis, mă, pe pietre. Dar a venit în spital și femeia lui, la mine, unde am stat. Cine? Femeia apoi? Lui... A lui Petrea. Pietra asta care m-a bătut. Și-a zis că dacă ieși, o să puțin și ți-o dau pietra, o să eu mai mult să dau. Iar pentru ce să te ameninți? Că ea zici că eu am intrat la dânsa în casă cu cuțitul. Eu dacă sunt intrat cu cuțitul în casă, apă, Doamne ferește, eu de acolo cred că nu mai ieșim de ei. Asta imagine, așa să luăm așa ea. E mă ușide cu tătul. Dar deci eu... în loc să-ți propună vreun ajutor sau vreo susținere, din potrivă te amenință. Dar ea s-a uitat pe lângă gard, cum mă bătie. Deci ea a fost martură la bătaie. Dar ea s-a uitat și Petrea, i-a spus, hai, du-te în casă. Echipa noastră a fost acasă la bărbatul despre care este vorba. Iată ce spune el despre ziua în care ar fi agresat-o pe Nadejda. Atenție la ecran. Nu m-am atins să dau în casă. Eu am întrebat pe mine, m-a să amă. Eu vin aici, cuțit, am venit să-i dau casă ăsta de aici. Alu moș. Hai ca și om. Și am venit cu cuțit, aici că eu ți dai, hai să-mi dai casă. Azi ne rezolvim să dau casă. Care casă? Alu Matu, ăsta de aici. Nimsu. Da, da, cum? Eu scos o mamă de cuțit, eu mă sperie, dar și m-am fost la aici. Trebuie, nu-i putem cu cuțit la gât. Un băț, și mânc și-am luat cuțit aici la porță. Este procurator, este coliție, este... Păi când ești o pornit treabă? Eu știu, dar era bătut, era pe tăie de când e calic. Este... Păi hai să ne rezolvăm cu casca, dar nu-i tare. Hai măi, că cam ușa de un băț așa, că care nu ce-am luat. Scoate-o și le dau la rând. Nu dau câte bine. L-a luat poliția. Poliția l-a luat? Sumată, advocat, am ce-am luat advocat, am advocat, sumat. Pe unii stai salvat așa, fie ori sumată, uite, trei, mă chema poliția, zic, tu iau și așa, așa, așa. Uitați-mi pe așa, că eu grijă asta. E că Ucraina, e Malina, și într-o dată, că te s-o închid poarta, s-a ușit băra aici, și eu rupiem cap, sună la poliție, și stai, e cuțită de mână. Nu așa de trebuie să-i fac? Eu dacă șpeam la teta, mă duc și rup capul de teta. Cum vorbește el? Că dacă era xobat, o dădeam după poartă și îi suceam gâtul sau ce acolo capul. Parcă vorbea despre o găină. Parcă vorbea. Asta e 100% că asta a făcut-o el. Un tată, un soț, un creștin niciodată nu o să ridice mâna la o femeie. Să fie cum n-ar fi femeia. Ajut-o. Ai văzut că e beată. Ajut-o, ridic-o. Îndreaptă-o pe drum drept, cum zice. Îndreaptă-o, arată drumul drept. Dar el nu spune sau declară că, uite, avea Nadejda un cuțit în mână. Bine, și că s-a avea cuțitul. El. Haideți să vorbim. O femeie cu cuțitul în mână. A luat mâna, dacă dumnealui vorbește că îi sucea și gâtul, îi lua mâna, îi sucea mâna și îi lua cuțitul. Dar nu în halul ăsta. Asta e să spună la copiii lui. O să-l creadă. Eu sunt șocată de așa ceva. Practic, dumnealui și-a recunoscut vina. Și nu singură dată din ceea ce am văzut eu. De fapt, este o persoană foarte, foarte periculoasă. Societatea trebuie ferită de așa persoane. Deci, să zic eu că este la abilitate psihoemoțională, este prea puțin. Deci, este o psihopatie și este avansată în această maladie. Și este foarte periculos. Ați văzut că nu-și recunoaște vina, nu are remușcări de conștiință, nu-i pare rău de cele făcute, ba mai mult decât atât, să se repete scenariul, ar fi fost și mai dur, din cuvintele lui. Deci este un om foarte, foarte periculos. Este adevărat că ai mai mâncat bătaie de la acest bărbat, de la Petrea? De două ori. Și tot am fost cu ochiul vânat și m-am iertat. M-a bătut drept înaintea magazinului. Dar de ce te-a bătut, Nadejda? M-a bătut pe tata meu. Și eu i-am spus, Petre, pentru ce-i dat, băietul lui, pentru ce-i dat? Și el era ieșit din magazin și eu vreau să intru în magazin să cumpăr pâine. Și el a luat și mi-a dat cu piciorul. Și mi-a dat cu piciorul și m-a venit să tăt. Tăt m-a făcut. Cu piciorul în cap ți-a dat? Da, și m-a pălit cu capul de acolo la magazin. Dar de ce? Ți-a zis ceva înainte de asta? Nu, nu m-a ieșit din magazin și m-a pălit. Încă a văzut nepotul, băietul, sora mea. Că
Hai să auzim ce ne-a spus despre asta pentru Nichifor. Atenție la ecran. Și-o duc cont de viațiști interesul în sat. Prașnic, n-ai treabă cu dânsă, pe nici în sat nu trebuie șadă. E magazinar și cătă. Am scos-o din magazin, dar n-am lovit. De pe murdar, cum poți pui mâna pe banii? Nu trebuie scate în magazin, în primul rând. Noi cumpărăm tățat producție acolo. Cum scate un râs nespălat? Acolo sunt acolo, în magazin. La un animal și iată, hai să arăt animalul, cumpăr la mine. Ca în casa și eu îți spun ca să mă duc într-o zonă, să le pitoare, să poliția, să se rup cap acolo, de tăia ta să o omor, nu așa. Da, aici e amenințare cu moartea. Mm. E amenințare directă și uitați-vă, chiar în prezența martorilor, și aici numai decât procuratura trebuie nimic. Să investigheze acest caz, deoarece persoana respectivă este socialmente periculoasă și îi pune viața și sănătatea ei în pericol. De aceea îmi pare rău că până în prezent procuratura nu s-a autosesizat pe acest caz. Dar ce credeți despre această... Pentru mine este culmea, în primul rând, felul în care a discriminat-o pe Nadejda acest nene, pe nume Petru Nichifor, îi mai spun încă o dată numele, să-l știe toată țara, că e prea murdară ca să ia cineva bani de la ea și nu are voie să intre în magazin. Mai sunt care tot mă obișnuiesc că ești bun. Sunt mulți, dar eu tac și ce spun. Îngrozitor. N-am știut până în prezent că aveți o boală incurabilă. Nici nu trebuia să o spuneți. Aveți tot dreptul. Dar uitați-vă societatea prin persoane concrete ca de Petru și alți săteni. El spune că persoana respectivă este de sortul 2-3 și animalele trebuie să fie tratate mai bine decât astfel de persoane. În așa circunstanțe, legea cu privire la protecția persoanelor legate de boala respectivă, inclusiv Consiliul pentru asigurarea egalității de șanse și eliminarea discriminării, inclusiv poliția trebuie să ia apărarea persoanei respective în scopul de a-i restabili drepturile pe care sunt încălcate, fiindcă ea este discriminată direct pe criteriu că suferă de o boală incurabilă. Deci, stimați săteni, stimați concetățenii Republicii Moldova, în situația Nadejda putem fi fiecare din noi. Absolut. Nimeni nu este scutit de boala respectivă sau de boli incurabile. Dar cum dai și ție o să-ți dea. Cum te comporți, cu tine o să se comporte. Și dacă facem o schimbare de comportament față de omul respectiv, s-ar putea să avem o societate tolerantă, o societate în care se respecte drepturile noastre. Lipsa de cunoștință, lipsa de informații, noi avem situații când lumea poate fi discriminată. Deci poate fi limitată în diferite drepturi, posibilități, oportunități. De exemplu, cum a fost relatat, de intrat în magazin sau într-o altă instituție, sau poate fi create și alte situații neplăcute. Și de aceea, ceea ce trebuie de făcut, în primul rând și la nivel local, asta e informarea populației, ce reprezintă această boală. De exemplu, dacă persoana se intră în magazin, ea nu reprezintă niciun risc. Și deloc. Nici banii pe care pune mâna ea absolut. Nu transmite această boală celorlalți. Nici prin săruturi nu se transmite. Nici prin săruturi nu nici se prin săruturi. Deci, de aceea lumea trebuie să știe. Dar cine trebuie să o apere? Sunt diferite posibilități, depinde de natura problemei. De exemplu, dacă au fost aceste bătăi, asta e un caz penal. Asta e poliția, trebuie să intervine și să protejeze persoana. Dar în alte situații, unde, de exemplu, nu este aplicată violența, se poate de aplicat și la Consiliul pentru Egalitate. Deci putem să revedem acest caz. Eu sper că o să vă autosesizați în acest caz, în cazul Nadejdei, și o să-i ușurați cumva viața. Nadejda, dar zi-mi, te rog, atunci când ai luat bătaie pentru că pur și simplu nu ți-a permis să intri în magazin, tu te-ai plâns la poliție? De dânsul nu i-am spus, că nu m-a pălit atunci, nu. De ce nu ai spus? Dar zic că el totdeauna au legătură cu Nadejda, îi grăiesc, sunt prieteni. Ca să mă duc, să le spun și astea, zici că tu nu ești mai bună. Dar atunci când ai mâncat bătaie cu ștacheta, când practic ți-a dezbătut un rinichi,
Atunci v-ați plâns la poliție, Ludmila, da? Pe mine miliția, eu am, cum am tărit așa singur în brânci, m-am tărit la un om. Și am un avea un telefon pe masă. Și ai sunat de pe numărul lui? Și eu am sunat de pe numărul lui. La salvare sau la poliție? Și la salvare, a venit întâi salvare. Așa, dacă a venit salvare, a venit și miliția. După asta, ce a făcut poliția? Ce știți voi despre acțiunile poliției după bătaia pe care ai luat? O venit la spital. Așa. O venit eu de două ori închicat în spital, două ori o venit la mine la spital. Așa. M-a fotografiat și o scris plâng, lua de la mine de cum s-a întâmplat, cum asta, și eu i-am lămurit la doc. Mai departe știți ceva? Mai departe nu știu nimic. Nimic. Ludmila, ai mai fost tu poate la poliție, te-ai mai interesat? Da, eu am fost după și am luat legătura cu dumneavoastră în ziua aceea, când a fost doamna care m-a chemat la procurator și m-a adiuat cum m-am găsit-o și situația. Abia atunci? Da, abia atunci. Abia după ce a venit echipa noastră. Da, este, nu a venit poliția deloc. La poliție ni s-a comunicat că pe acest caz a fost pornită o cauză penală în baza articolului huliganism agravat, care prevede o pedeapsă de la 3 până la 7 ani de închisoare. Iată ce ne-au mai spus oamenii legii. Atenție la ecran. În strada satului Grozești, raionul Nispăreni, o persoană de gen feminin a fost înjurată și maltratată de o persoană de gen masculin cu un obiect dur din lemn peste diferite părți a corpului. În urma acestor lovituri, persoana i-a fost provocate vătămări corporale ușoare. La apariția unor noi circumstanțe, la cererea părților pe cauza penală, pot fi dispuse și alte expertize în scopul stabilirii gradului leziunilor corporale și a legăturii cauzale dintre acestea. În urma expertizei care am vorbit, doamna o să rămână fără un rărunghi. Deja aici nu se mai califică 287. Pe alte care provoacă daune, doamna, practic asta poate e un grad mult mai sever și lezează sănătatea persoanei. Dar dacă se vede din start, persoana respectivă este în incapacitate să se miște, dar îi stabilesc leziuni corporale ușoare, da, asta am impresia că este tendențios din partea procuraturii, fiindcă ea ulterior se contrazice, văzând că, spunând în felul următor, că dacă va pierde un rinichi sau poate ce, s-ar putea să mai facă o expertiză. Domnilor, procuratura pentru aceasta primește bani ca să stabilească pedeapsa făptașului în corespundere cu leziunile corporale care a primit Nadejda. Dar dacă a intentat dosar pentru leziuni corporale ușoare, aceasta e pasibil să fie absolvit de răspundere penală și să fie calificat ca răspundere contravențională. Asta e cel mai mare risc în raport cu Nadejda. Și uitați-vă că ei s-au apucat de lucru după ce televiziunea a fost la fața locului și le-a spus că noi vom relata acest caz la Vorbește Moldova. Și asta am vrut să spun. Că în Republica Moldova vedem că televiziunea sunt acei care apără cetățenii și după ce intervin pe un caz 2-3, organele procuraturii și poliției acționează. Dar nu acționează atunci când într-adevăr i s-a încălcat un drept sau o libertate. Nadejda, eu vreau să te întreb pe tine ce îți spun medicii acum. Mâinca mi s-a început iar hemorogii. Eu și am hemorogii. Îți dun și bucăți. Nu așa mitel, dar mă duc și am mai tot pe mine mergi, bucăți. Și noaptea nu dorm, numai durerea. Natalia, eu v-aș propune în felul următor, după această emisiune, să fie chemată chiar acum urgența, da, să fie internată direct în spital și la insistența noastră să fie făcută expertiză medicală și să-i stabilească gradul de leziuni corporale care are Nadejda. Ca în cel de urmă, procuratura să nu mai spună că are leziuni corporale ușoare când doamna, uitați-vă, abia se mișcă. Aceasta este din domeniul, știți, antiumanului. Colegii mei au discutat cu medicii. Haideți să vedem împreună ce ne-au spus ei despre starea Nadejdei. Atenție la ecran. Într-adevăr, este o patologie la rinichiul stâng. Și știți că și medicii care descriu această patologie spun că acolo este un hematom, deci sau o revărsare de sânge lângă rinichi, sau posibil să nu fie o formațiune specifică la rinichi, se numește angiolipom.
Lucrurile acestea se întâmplă atunci, de fapt, când o persoană a suferit o traumă. Trauma poate să fie directă pe spate sau asupra rinichiului cu o scurgere de sânge, așa pe înțeles să fie noi numit. Ea necesită o intervenție chirurgicală la rinichiul stâng, posibil cu scoaterea rinichiului, nu exclus. Puteau aceste lesiuni să apară în urma unei bătăi? O acțiune fizică se vede asupra rinichiului, se vede că a fost. Mi-a dat îndreptarea asta, văd că el nu știe mai mult ce să fac, adică să-i aduc de la Chișinău și apă el să hotărască și... Ce trebuie să-i aduceți de la Chișinău? De la Chișinău, dacă merge vorba despre operație, adică el ne dă iar îndreptare să vină iar la Chișinău cu dânsă. În primul rând, privind asistența socială, trebuie de depus înscris o cerere la primărie și să așteaptă un răspuns. Deci, nu numai în cuvinte de solicitat, dar înscris de solicitat acest ajutor. Asta e una. Și al doilea, de lucrat cu poliția neapărat, pentru că aici trebuie să fie un caz penal, și plus achitarea despăgubirilor, și privind sănătatea, și privind medicamentele care au fost procurate, dacă mai aveți documente cu indicarea costurilor. Deci aceasta trebuie să fie compensat din partea agresorului. Și plus la asta, dacă aveți ceva documentat privind cazurile de eventuală discriminare, puteți să aplicați și la Consiliul pentru Egalitate. Noi revizuim cum cazuri. Cum poate fi documentat acest lucru? În diferite moduri. De exemplu, aveți înregistrare audio prin telefon, aveți martori regulari, aveți alte momente. Puteți însăși declarația lui Petru la poarta respectivă. De acum este și o probă ca să vă autosezizați voi Consiliu, fiindcă chiar este o discriminare directă pe acest criteriu. Eu nu sunt gata să spun acum da sau nu, pentru că încă o dată eu aș vrea să analizez aceste declarații în mai multe detalii. Deci acum nu pot să spun. Dar dacă această plângere va veni din partea doamnelor, neapărat Consiliul va analiza această situație. Trebuie descris, trebuie de analizat, trebuie... E cauză-efect, pare mi se, și dumneavoastră sunteți, aveți toată împuternicirea de a lua aici o hotărâre, cel puțin. Da, analizăm și facem, da, uite, aia, duci până mâini, faci, tu stați acum cu ei de vorbă, că de fapt așa se face. Nu înțelegi eu ce scrie și poate nu e informată și poate nu poate. Și atunci ce facem? Nu știu, nu, unde scrie, cui scrie, ce mai scrie. Eu sunt convinsă că ele habar nu aveau de existența Consiliului pe care îl reprezentați. Poate, așa e simplu, să luați și spuneți, uite-te, scrie așa, zictez așa, mă suni pe numărul ăsta de telefon mâine și vedem ce putem face, mai la direct, dintr-o să sânge curge, unde se ducă? Sau să așteptăm până să moară și atunci noi să vom în examinare cazul. Noi nu putem să organizăm un fel de acum consultație juridică în cadrul misiunii, dar după emisiune, desigur, putem să discutăm și o să vedem. Mulțumim, asta a fost ceea ce am vrut să auzim. Prima recomandare a mea este în regim de urgență, să chemați urgența și să insistați să se formeze un consiliu în baza căreia să ajungă la concluzia intervenției chirurgicale față de Nadejda. Asta e regim de urgență ca să salvăm viața unei persoane. A doilea pe care eu vă recomand, e bine să bateți sau mai degrabă, să vă duceți sau poate avocatul poporului Maia Bănărescu privește această emisiune și ea poate să se autosesizeze și ea apără omul în astfel de situații. Pentru aceasta primește bani. A treilea moment, sfatul meu, este să insistați asupra procuraturii, inclusiv și noi, că procuratura să instrumenteze cazul concret în raport cu această persoană care v-a agresat, ca ulterior, cum a spus domnul Golosceapov, toate cheltuielile pe care le va suporta Nadejda vor cădea pe umerii acestei persoane, dacă se va demonstra vinovăția lui. Dar dacă va fi mușamalizat acest dosar, credeți-mă, până la urmă, Nadejda o să cadă pe umerii dumneavoastră ca și soră.
deoarece va spune că el este nevinovat și la revedere. Următorul sfat care vă dau eu vouă, e legat de asistența socială în raport cu copilul. La fel, dumneavoastră, ca și mătușă, vedeți că ea nu poate nădejda. Băteți cu piciorul, așa, nu în sens direct. Băteți la ușă, spuneți, este un copil la mijloc care are nevoie de îngrijire. Dacă luăm acest copil la stat și îl îngrijim, statul lunar va plăti pentru el 5.000 de lei. Pentru un copil care se află în instituționalizarea statului. Dar eu sunt mătușă, vă rog frumos, ajutați-mi să întrețin acest copil cu bani mărunți, deoarece e are nevoie și de mamă și de tată. Eu vreau să le doresc multă sănătate. Surorii să-i transmit sănătate și putere ca să te lupți pentru sora ta și tot o să fii bine. Putere să aveți. Ceea ce noi putem să vă promitem, Ludmila, este că vom urmări evoluția cazului vostru și ori de câte ori întâmpinați vreo dificultate, oricând ne puteți suna pe noi. Dacă nu consilii, dacă nu procuraturi, dacă nu poliție, redacția noastră întotdeauna este deschisă pentru voi. Sperăm că vom putea să vă ajutăm. Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături. După înregistrarea emisiunii, am insistat ca Nadejda să meargă la spital. Am chemat ambulanța, iar medicii au internat-o pe femeie la Institutul de Medicină Urgentă. Nadejda a stat în spital 2 zile, timp în care a urmat un tratament și a efectuat mai multe analize. După ce și-a revenit, sora ei, Ludmila, a luat-o acasă. În data de 25 februarie, ea urmează să fie examinată de către medicul urolog de la Policlinica Spitalului Republican, care o va programa pentru intervenția chirurgicală la rinichi.